Șoricelul mâncăcios Betina se joacă plictisită cu mâncarea și își învârte în gură în bucătura. Mănâncă odată! o încurajează mama. Nu mai vreau! spune Betina. Trebuie să mănânci tot din farfurie! spune mama. Nu mai încape în mine! se zmiorcă Betina. Să-ți dau să mănânci ca un bebeluș? Haide, în convocătură de dragul mamei, înghite odată. Nu mai pot, nu mai pot, plânge Betina și fuge în camera ei. Deodată, aude un foșnet. Chischiți, chischiți! Chis. Sunt prietenul tău, Șoricelul! Doresc să fii mai veselă, să nu plângi de necaz. Betina este încântată de Șoricelul drăgălaș. Dar, tu de unde ai apărut? Noi stăm de mult cu voi, toată familia de șoareci. Știm că nu-ți place să mănânci ceea ce-i supără pe părinți. Când nu-ți place mâncarea, îți stau la dispoziție. Am să te ajut, crede-mă. O să apar într-o secundă. Chiz, 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 chiz. Sunt prietenul tău, șoricelul. Drăgălașul șoricel a dispărut în gaură tot atât de repede cum a apărut. Betina este foarte curioasă cum o poate ajuta șoricelul. Dar așteaptă ca mama ei să o cheme la masă. Nu trebuie să aștepte mult. Pe masă deja e aranjată cina. Pă, se strâmbă Betina. Pâine cu cașcaval? Nu-mi place cașcavalul! Și începe obișnuita reprezentație. Atunci, Betina aude din nou vocea subțire. Kis 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 kis. Sunt prietenul tău Șoricelul. Tu te strâm la cașcaval? Noi îl mâncăm cu poftă. De ce te miri așa? Șoarecii adoră cașcavalul. Aruncă nerepejor, ce miros îmbietor. strecoară Strecoarul sub scaun. Mmm, ce bunătate! Mersi. Kis, kis 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 Sunt prietenul tău Șoricelul. A doua zi este pește la prânz. Hum! se strâmbă Betina. Nu-mi place peștele! Peștele e foarte sănătos, spune mama. Mănâncă numai și ai să te faci mare și puternică. Dar dacă mi-e scârbă? Chis, Sunt prietenul tău, șoricelul, strecoară sub scaun. ce bunătate! Mersi! Chis, chis, Sunt prietenul tău, șoricelul! Și așa a continuat în fiecare zi. Betina sare în sus de bucurie pentru că prietenul ei, Șoricelul, o ajută. Numai că acum, din când în când, îi e foame și ei. Ce noroc că întotdeauna se găsește vreo ciocolată, vreo prăjitură. Dacă-i chiorie burta, tiptil intră în bucătărie și fură din prăjiturele. Dar ce s-a întâmplat? S-a terminat prăjitura. Cu siguranță cineva a furat din ea. Noi problemă, gândește Betina. Mai am ciocolată. Dar mai să fie. Și asta a dispărut. Betina se culcă dezamăgită și foarte flămândă. Nu poate să doarmă pentru că se trezește de foame. A doua zi dimineață Betina mănâncă mai mult dar bucățelele care nu-i plac le dă totuși șoricelului. Betina e din ce în ce mai flămândă. Ce bine! Mama azi a cumpărat biscuiți! Voi lua câteva bucăți din cutie! Oh! Vai! Cutia este goală! Pe partea seală, vede câteva firmituri. Betina urmărește urmele de firmituri. Și? Să vedeți! că urmele duceau la gaura șoricelului. Să-ți fie rușine!" strigă nervoasă Betina. Frumos ajutor! Eu care am crezut că ești un șoricel drăgălaș! Mie foame! mie e foame!" Chis, chis, chis! Sunt prietenul tău, șoricelul! Ți-e cam foame? Ei să vezi! Pentru șoarece de înțeles! Burta noastră mereu e goală! Totuși sunt un bun prieten!" Să știi că ți-am pus deoparte o bucătură din de toate. Iar a rămas și mie un pic. De dorești, mănânci biscuiți. Dar mai bine ai mânca caș, pește, spanac și varză și lumea ți se va părea mai veselă, mai frumoasă. Îți spune un specialist: să mănânci bucăți micuțe și dacă te-ai săturat, poți să termin de mâncat. Nu e înțelept, așadar, să-ți strici foamea cu dulciuri mâncați-o fură șoareci. Vei rămâne nemâncată. Foamea ți aduce multe rele. Te slăbește, te slucește. Nu vei mai mânca cu chin dacă te gândești așa. Dacă burta e mulțumită, pot ușor să rog pe mama. Pot să mă duc la joacă. Și îndată poți să ieși puternică și sătulă să te joci cu șoriceii ori să faci orice poftești. Chis, 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 chis prietenul tău șoricelul. Betina povestește părinților săi treaba cu șoricelul. Știi ceva? spun părinții ei. Te ajutăm și pe tine și pe prietenul tău. Ori de câte ori mănânci o bucătură, te vom lăuda și vom pune o nucă lângă farfuria ta pentru șoricel. Cu cât mănânci mai mult, cu atât mai multe nuci vei putea să duci prietenului tău. Dacă nu vei putea mânca tot, nu o să te certăm. Dar să te înfruți din dulciuri nu vei avea voie decât așa cum ți-a spus și șoricelul, numai după ce ai mâncat destul la masă. Ei, ce crezi? Putea să ducă Betina nuși pentru prietenul ei? Desigur, și încă multe! Betina nu se mai joacă cu mâncarea. Mănâncă repejor pentru că o așteaptă prietenul ei, Șoricelul